Bine, mai regăsit prieteni. Știre. Ministrul Câmpianu a plagiat. A plagiat 92 de pagini. Da, din doi autori, fără nicio problemă. Și în 2006 și în 2009. Da. Acum a dat o lege prin care se spune, domnule, știți, plagiatul ăsta după 3 ani de zile, dacă nu controbăie nimeni, gata. Cum era chestia aia? Ce-am găsit al meu rămâne, ce-am furat, nu se pune, ceva genul ăsta. Da? ministrul Câmpeanu, ministrul educației naționale, cel care ar trebui să fie acolo înfrigurat pe scaunul lui Spiru Haret, omul care a băgat 14% din PIB în educație și care a făcut să avem în sfârșit și singura, din păcate, generație cu care să, să dăm și noi uiumul lumii. Da, adică Ciora, Ionescu, Eliade, Brâncuș, Enescu, toți ăștia mari, 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 mari. Bun, da, așa se întâmplă când bagi bani în educație, vine istoria și îți oferă pe tavă vremuri în care să fie recunoscut ca fiind al lumii. Nu-i cazul acum, avem un ministru plagiator, da? Emilia Șercan, demonstrează chestiunea asta pe Press One. trebuie să vedeți materialul, este mai tehnic, dar să trecem un pic de spectacul ăsta de vulpiță și de nu știu care, pe care le vedem toate în, în televiziuni și chiar să citim tehnic un material. Emilia Șercan, o doamnă pusă la zid de o mulțime de politicieni, o doamnă despre care unii fugiți prin Moldova ca să scape de pușcărie în România, Moldova ex-sovietică, da? o doamnă despre care unii spun: Domnule, am rezolvat eu, ai văzut ce am făcut, da, adică s-a pus în mișcare un întreg sistem de recuperare al hoților de idei, pentru că până la urmă plagiatul este o hoție de idei, doar ca să pui la zid uh, pe Emilia Cercana. Da? Emilia Șercan, care face ce? Vine și spune: Avem nevoie de onestitate publică. Sunteți de acord? Tot poporul? Da, suntem de acord. Sunteți de acord că plagiatul este un furt? Da, suntem de acord. Domnul a plagiat. Ei lăsați. Ei lăsați, domnul este ministru. Toată legea asta pe care a făcut-o domnul ministru este pusă în slujba plagiatorilor. Și ce facem noi? Noi putem vorbi despre asta, dar putem să observăm un pic mai adânc. Știi, Păi, de unde până unde această coaliție îi ține în brațe pe ăștia care au niște probleme fundamentale. Uite, să fii ministrul educației și să plagiezi este cum să zic, ca și cum ai pune un violator șef la maternitate. E ca și cum ai pune un hoț uh, de grâu uh, șef la Ministerul Economiei. Dar stați, asta deja s-a întâmplat. Mai țineți minte cu bădălău, condamnat pentru că a furat. Da, saci de grâne, ok? A ajuns Ministrul Economiei. Este o țară, știi, baiul nu, nu comunismul a făcut, a contaminat ADN-ul ăsta cultural. Nici tranziția. Așa a fost de la început. V-am amintiți de istoria unei plăcinte a lui Negruții? Am învățat-o prin clasa 8 -a, cred că sau în clasa 9 -a. era în manual acolo, era pe scurt, dar cred că v v-a rămas și vouă în minte ce mi-a rămas mie, da? cu iaurt și gugoșele te făcuși vornic mișele. Adică Știi, este acolo o povestioară, se vorbește despre plăcinte, cum se face și nu știu cum, și îi spune ăsta boiernaș, ăsta mic, mic, mic de vestei, ai văzut plăcinta aia? Din pântecele ei îmi va ieși mie vornicia, adică funcția. 1847, băieți, nu era nimic diferit față de ce e acum. Doar că acum mai apeși un Enter și mai dai uh, uh, bănuții prin cont. Atâta tot. Atunci mergeai cu iaurt, cu gogoșele, cu pungociu de bani să-ți cumperi funcția. Pentru că noi nu am știut niciodată să punem piciorul în prac. Să zicem așa, da, tu ești președinte, te cheamă Iohannis Iliescu, Băsescu, Constantinescu, cum te cheamă, cine vrei tu, da? Băieți, stop! Dragă coaliție, hai la masă! Vino, te rog, că am pregătit niște cafele. Păi fii atent! tu ai acolo cu probleme, acolo cu probleme, acolo cu probleme. Tu ăla la alt, ai acolo, ai acolo, 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 acolo ai probleme. Ce faceți? Riscăm să aducem extremiștii la guvernare doar pentru că vrem să ținem niște oameni în funcție, deși Băi, se vede negru pe alb acum, dacă ai scris ABC acolo și și tu ai scris ABC acolo pe lucrarea ta de doctorat, nu mai îmi spune că știți, să vedem, să știm, să vedem ce zice, du da? Că au făcut o felul de instituții de astea pe care nu le pot spune. Să vedem ce Academia Română, poate Ion Aurel Pop mai are un pic de, de ocupație în plus și iarăși nu vine așa cum l-a salvat și pe Ponta. Da? Despre asta este vorba băieți. Despre faptul că nu putem să gestionăm nemerniciile ajunse în funcții. Și lucrul ăsta merge până la în josul, josul societății. Da? L-ai văzut pe popa ăla, pe Visarion Alexa. Da? Încă cinci femei vin și recunosc și arată că au fost agresate sexual de un preot care era celebrat în tot felul de televiziuni de astea cu ai să din, tine, din pe jos că vin moștele, pupați femurul, dă să meargă. Ok? Și ați văzut comentariile. Culmea, cele mai multe, dacă vă uitați, atent, sunt de la femei. Cele care ar trebui să-și apere, cum să zic eu, să apere pe celelalte femei agresate. Cineva zicea, domnule, de fapt aia care a mers acolo cu microfon era agent străin și a vrut să facă praf miezul ăsta ortodox al națiunii. Adică s-a ajuns la niște, la orice doar ca să spui, nu e nicio problemă dacă a făcut așa. Băieți, ăsta este spiritul rusesc, nu mai este nici măcar oriental. În Orient, sigur că nu e ok, de acolo dacă furt să taie mână. Aici, opai, cum poate fi folosit? Cum poate fi folosit? Băi, ai furat? ai plagiat? Da. Păi de acum acolo ascult de ce spun eu, da? Că dacă nu, ai o problemă. Sunt o mulțime de lucruri de astea care merg până în josul societății. Și societatea pare mulțumită că Vede Breaking news la televizor, mai pune o bandă galbenă și acolo se va spune Urmează ce a făcut mămăliga tocăniței. Și incredibil tot poporul stă fascinat să vadă cum pulpa de pui să bagă mămăligă, îi dă un cap în gură, mămăliga se stropșește la el, pof, una am și dintr-o dată e liniște în țară. O, oh, dar ce frumos, am văzut la televizor un pic de circ. A, ah, că n-avem pită, să o nicio problemă. Despre asta este vorba în societatea românească tătucă despre felul în care nu mai putem evalua nimic din realitatea imediată, aia care ar trebui să ne apropie de niște valori, de niște principii, de niște atitudini. Noi vorbim, știi, am strigat, vrem o țară ca afară. Care a fost uh, uh, urmarea? O mulțime de, de ghilimele, analiști, da, care au urlat, uite bă, reziști, uite ce fac. Aseară mă uitam la televizor, și erau câțiva care cereau acolo drepturi pentru animale, 20-30 de oameni în fața guvernului. Știți care era breaking news-ul? Reziștii vor să, să, să interzică fermele în România. Reziștii! nu mai vor să, mânc, nu, vor, vor să interzică uh, carnea să mâncăm doar greieri. Adică din plin fake-uri peste fake-uri. Și să acele televiziuni care îți dau muzică populară, îți aduc pop, să stea uh, pensionărimea, evident, nu toată, da? cu ochii acolo să zică, vai, dar oare ce să, ce, să, ce, să, ce să întâmplă cu țara asta? Și din când în când, când pensionărimea uh, uh, încearcă să, să se zmulgă din fake-urile ale televiziunii și cu Dumnezeu de la fățos România, da? Urmează ce se întâmplă cu pensiile românilor. Vom muri la fric de ea? și toată lumea iar înapoi la televizor, într-o muzică populară, o manea și după aia să spune ce se întâmplă cu pensiile. Băieți, suntem un fel de univers braunian. Da? Universul ăla în care nicio particulă, nicio celulă, nimic, nimic, nimic nu e stabil. Ne uităm și nu ne vine să credem, bă, băieți, noi ajungem mai rău decât ucrainienii. În Ucraina se va sfârși războiul. Ăia au dovedit, așa cum au fost vai mama lor ca democrație înainte, și sigur aici putem vorbi despre drepturile minorităților, despre drepturi, 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 dar vorbim după ce se termină războiul și o să vedeți că ei o să fie de 10 ori mai, mai, mai determinați să facă ceva în țara decât suntem noi. Că noi am stat tot timpul pe chestia asta, domnule, noi avem resurse, noi avem aur, munții noștri aur poartă și să vede și avem gașa și așa. Da, se numește blestemul resurselor, pentru că este atât de, atât de groasă pătura asta care se pune peste mintea oamenilor, da, exact ca în Congo, cea mai bogată țară în resurse minerale din Africa, dar și cea mai săracă din Africa. De ce? Pentru că există corupție. Și corupția nu-i mai uh, dăm plicul sau dăm milionul. Corupția este, lasă-mă pe el în funcție, și dacă o furat. România, asta, spre asta se îndreaptă. Pur și simplu nu înțelegem. Uh, facem ceea ce trebuie pe plan extern. Ai văzut că au încercat rușii să-și trimită 14 spioni în România, acoperire de aia cu, cu gazetărime și de aia. Da, i-am ejectat. Bă, băiesc, dacă dacă aveți priviri luminoase către exterior, de ce Dumnezeu nu vă uitați și în interior? Cum să-mi păstrez ca ministru al educației un plagiator? Să vină la să-i explice fică sau să-i explice fiului meu da, că nu-i voie să copiez. În momentul în care au dat examen la Hröninger, o să vă dau așa din casă, da, au venit, acolo să dă examen. Ok, te înscrii, ai dosar, dar nu intră oricine, ia dă tu un examen să vedem de ce vrei să vii la fizică aplicată. Mă rog, o pleca, teoretic, o pleca până la urmă, o văd. Da? Și vine, da, 10, 10, 10, 10, plus un 9,30, hopa! Zice, pe cum 9,30? Și îi, scrie, îi scriu cei de la Hrăningen. Ați făcut perfect la fizică. Toate rezultatele sunt impecabile. Doar că la noi, ca să nu fie discuții despre plagiat, citatele se pun în paranteză dreaptă. Dumneavoastră a spus, în sistemul estic, paranteză rotundă. Pentru asta v-am scăzut cele 70 de sutim. Ca să înțelegeți că pentru noi sunt foarte importante uh, uh, citările, uh, felul în care uh, vă raportați la autorii, de unde v-ați inspirat, de unde ați luat citatele. Totul trebuie să fie impecabil, dincolo de orice suspiciune. Da? Paranteză dreaptă versus paranteză rotundă. Și noi vorbim de 92 de pagini luate de tovarășul ministru, băgate, băi, și în 2006, și în 2009, în lucrarea de doctorat, în tot felul de lucrări de-alea de. Alea de... de ce? Pentru că putem, băieți. Doar că România, încet, încet, o să-și o să piardă consistența. Înțelegeți? Când profesorul nu mai are încredere în Ministerul Educației și în Ministrul Educației, când oamenii nu mai au încredere în instituții, să știi că începe să se, să se, necrozeze toată structura asta culturală a unei țări. Ne lăudăm cu Cărtărescu, ne lăudăm cu, cu o mulțime de oameni care fac parcă în ciuda a tot ce se întâmplă în România, da? fac performanță. Vor pleca toți, vor pleca și copiii noștri. Vor pleca încet, încet acolo unde munca le este respectată și unde mai știu o treabă. Eu, dacă sunt cinstit, nu pot fi condus de un hoț. Hoț de idei, hoț de portofele, ei la fel. Domnul ministru,